Mediul de afaceri românesc trece prin momente extrem de provocatoare, afacerile din domeniul agriculturii de asemenea. Dar chiar și în acest context sunt mici firme românești care nu doar că supraviețuiesc, dar reușesc să aibă și succes. Expert Agribusiness, o firmă din Fundulea, care se ocupă de livrarea semințelor de porumb și floarea soarelui în acest moment, mai au foarte puține stocuri. Semn că fermierii români s-au îndreptat spre sămânța românească. Stăm de vorbă cu doamna Georgeta Dicu, o să mă echipez corespunzător ca să nu punem în pericol interlocutorii și să ne spuneți cine este Expert Agribusiness în acest moment pe piața furnizorilor de sămânță. Cum vă percep fermierii în această situație a coronavirusului care ne bântuie pe toți? În primul rând, bună ziua și vă mulțumim foarte mult de vizită în aceste condiții cu totul și cu totul excepționale și extraordinar de grele pentru toată lumea. Expert Agribusiness este o companie românească care activează de aproape 10 ani pe piață. Expert Agribusiness în acest moment are în portofoliu o gamă variată de hibrizi de porumb. Pe lângă porumb comercializăm grâu, floarea soarelui, soia, pachete tehnologice. Expert Agribusiness are o stație de condiționat nouă, foarte performantă, care ne ajută în procesul de producere și condiționare și pregătirea seminței pentru fermieri. Expert Agribusiness este o firmă în creștere. Noi ne dorim să creștem încet, dar cu responsabilitate și cu aplecare către fermieri și de aceea nu am țintit dintr-o dată foarte sus. Facem pași mici, dar facem pași siguri și nu facem pași greșit, astfel încât să dezamăgim fermierii și colaboratorii noștri. Suprafața cultivată cu sămânță românească va fi mai mare în acest an? Sămânța românească anul acesta s-a vândut extraordinar de bine, în special în ultimele două săptămâni, știut fiind faptul situația seminței care mai vine și din import și blocajele care există pe piață în acest moment. Întotdeauna am încurajat fermierii din toate categoriile să cultive hibrizii românești, pentru că sunt hibrizi competitivi, sunt hibrizi buni și vreau să subliniez acest lucru. Nu sunt cu nimic mai prejos hibrizilor străini, niciodată nu am contestat nimic în ceea ce privește soiurile și hibrizii de pe piața românească. Știu valoarea hibrizilor străini, dar știu și valoarea hibrizilor noștri, pentru că de 15 ani lucrez la acești hibrizi, Cera, care există acum pe piață. I-am avut în foarte multe demonstrații, loturi demonstrative împreună cu hibrizii străini și s-au comportat onorabil. Chiar dacă nu s-au ridicat întotdeauna la nivelul hibrizilor străini, s-au comportat onorabil, bine și foarte bine. Și aș vrea să mă refer un pic la anul trecut, în zona Dobrogei, unde și hibrizii noștri au ținut pasul cu hibrizii străini în condițiile unei secete șarșițe teribile. Cu acest aport, cu acest sprijin de încredere din partea fermierilor români, cam ce planuri vă faceți pentru anul viitor? Veți mări cantitatea de sămânță pe care o produceți, diversificați paleta de hibrizi, ce gânduri aveți? Aceste gânduri le avem nu numai de acum, categorică trebuie să creștem. Categoric, suprafețele cu producere de sămânță vor fi mult mai mari decât anul trecut. Diversificarea hibrizilor va fi suficientă, astfel încât să cuprindem toate grupele de maturitate de la 270 FAO până la spre 500 FAO, pentru că ni se cer acești hibrizi. Foarte mulți fermieri solicită sămânță și în această perioadă solicită extraordinar de multă sămânță. Din păcate, stocurile noastre sunt pe final. Mai avem sămânță doar din doi hibrizi, Cera 395 și Cera 450. Eu sunt convinsă că există și alte soluții de sămânță românească pe piață, sunt și alte instituții, alte societăți, Institutul de la Fundulea, stațiuni care produc sămânță românească și cu toții ar trebui să facem acest efort. L-am văzut și pe un domn fermier foarte mare, încurajând fermierii de toate categoriile să-și achiziționeze sămânța cât mai repede și să nu ezite să cultive fiecare palmă de pământ
în această primăvară, pentru că securitatea și siguranța alimentară este pe primul loc. În ceea ce privește diversificarea hibrizilor Revin, anul acesta au intrat încă 3 hibrizi în producere de sămânță, încă 2 hibrizi în testare pentru înregistrare și cu siguranță nu ne vom opri aici. În fiecare an vom veni cu cel puțin 2-3 hibrizi noi, astfel încât să satisfacem nevoile tuturor categoriilor de fermieri, indiferent de mărimea fermei și de posibilitățile financiare și materiale și de tehnologie pe care le au în fermele dumnealor. Din ce grupă FAO vor face parte hibrizii noi? Hibrizii noi care intră acum în producție, 340 FAO, 350 FAO și 370 FAO, iar începând de anul viitor ne gândim la hibrizi peste 500 FAO, pentru că țintim în mod direct grupul fermierilor care au activitate conexă de zootehnie, da. Respectiv hibrizii pentru siloz, și grupele foarte mici, poate sub 300 FAO sau până în 320 FAO, ca și alternativă pentru situații foarte dificile și pentru cultură dublă sau succesivă, pentru că deja foarte mulți fermieri se orientează sau se reorientează să valorifice la maximum terenul și după culturile care se recoltează vara să înființeze încă o cultură. Eu știu foarte bine despre hibrizii dumneavoastră și poate ar fi bine de subliniat, pentru că vă diferențiază față de mulți hibrizi de pe piață, faptul că aveți un procent de proteină foarte ridicat. Ar fi bine să o spuneți dumneavoastră, pentru că e un beneficiu important. La toți hibrizii pe care îi avem, conținutul de proteină este cu cel puțin 1-2% mai ridicat decât la restul hibrizilor care se găsesc pe piață. Există o singură excepție, hibridul Cera 270, care are un conținut de proteină excepțional peste 15%, testat și validat pe 2 metode diferite în iarna trecută. Stocul la el a fost limitat, stocul la el este epuizat, pentru că tocmai datorită acestui conținut de proteină s-a și vândut foarte bine și la fermierii mici și la fermierii mari sau foarte mari, care caută calitate și caută proteină ca o alternativă la formulele pe care le introduc în hrana animalelor. Mult mai costisitoare, de exemplu, șroturile de soia sau ce mai adaugă ei în alimentația animalelor pentru ridicarea conținutului de proteină. Sună foarte bine tot ce spuneți dumneavoastră. Acum e și un pic frustrant pentru cei care văd și poate că ar vrea să cumpere, dar ăsta este un mesaj pe care ar trebui să-l țină minte și să achiziționeze din timp data viitoare pentru următorul an agricol, să nu mai stea pe gânduri. Categoric, da. Problema unei companii mici ca noi este că nu putem să facem eforturi financiare foarte mari pentru a ne asigura stocuri de sămânță care nu au impact foarte mare la fermieri, și de aceea, dacă nu există cerere din partea fermierilor, cerere fermă din partea fermierilor pentru Cera 270 în speță, cu conținut foarte mare de proteină, nu ne permitem să producem o cantitate foarte mare și să rămânem cu ea pe stoc. Noi trebuie să avem resursele financiare astfel încât să putem porni producerea de sămânță anul acesta și să putem onora contractele de producere de sămânță cu colaboratorii noștri, astfel încât să-i fidelizăm și să-i ținem aproape de o companie mică românească. Sămânța de floarea soarelui. Cum stați cu stocurile la floarea soarelui? Binișor, există stoc pentru peste 1000 de hectare de floarea soarelui la momentul acesta. Și nu numai noi avem stoc din hibridul Rustica 172, mai sunt și alte companii românești cu care colaborăm, suntem un grup și cred că se poate duce poate spre 2000 de hectare de sămânță de floarea soarelui, de foarte bună calitate. Spuneți-ne la ce producții ajung acești hibrizi de floarea soarelui? Au fost ani și au fost locații în care am obținut și 4.000 și 4.200 și 4.500 și 3.500 și 3.800 de kilograme la hectar. Uh-huh.
niciun hibrid nu este cu o adaptabilitate și cu o stabilitate totală a producțiilor. Pentru că ca și zonare și favorabilitatea condițiilor, România este foarte diversificată, cu foarte multe tipuri de sol, cu variații foarte mari de temperatură și de precipitații de la o zonă de favorabilitate, de la o regiune la alta, și cred că nimeni nu poate să-și asume faptul că deține cea mai bună genetică, cel mai bun hibrid, care garantează producții de top în orice condiție. Nu există acest lucru. Ce cantități ați vândut pentru anul acesta agricol și ce mai aveți pe stoc? Anul acesta agricol ne-am apropiat de 8.000 de hectare de porumb, sămânță pentru 8.000 de hectare de porumb, din 6 hibrizi, din grupe de maturitate diferite. Este bine că la acest moment stocurile sunt aproape zero. Mai avem stocuri de câteva sute de doze de porumb din numai 2 hibrizi, mijlociu și semitardiv. Este un lucru îmbucurător pentru noi. Nu ne bucură situația dată, situația pe care o traversăm, dar este un moment în care sper ca fermierii români să conștientizeze faptul că dacă există o rezervă și dacă există o cercetare românească, aceasta în momentele acestea și nu numai, poate să salveze o mică parte din agricultura României. De aceea fermierii ar trebui să ia în testare mai mulți hibrizi? Categoric, și categoric fermierii ar trebui să se orienteze și în fermele dumnealor spre diversificarea numărului de hibrizi sau soiuri pe fiecare specie pe care o are în cultură. Spuneați că aveți 15 ani de când sunteți pe această piață. Care au fost cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat? Cele mai mari provocări cu care ne-am confruntat au fost intrarea și pătrunderea pe piața hibrizilor românești de porumb, alții decât cei produși în sistemul public de cercetare, pentru că a existat de la început această reticență față de hibrizii românești și eu recunosc că ne-a fost destul de greu, am muncit foarte mulți ani, pe de o parte pentru producerea acestor, pentru realizarea acestor hibrizi și pentru înregistrarea lor și după aceea pentru promovarea lor și pentru cultivarea în fermele din România. O ultimă întrebare. Cum ajung fermierii la dumneavoastră? Cum au ajuns cei care vin să achiziționeze? Vă cunosc de la târguri, vă știu de pe internet, de pe pagina de Facebook, prin recomandare de la unul la altul, cum au ajuns la dumneavoastră? Prin toate metodele pe care le-ați enumerat, ca să fiu foarte scurtă, de 2 ani de zile am făcut un tur de forță și am participat la toate târgurile mari și mai mici, din toate regiunile geografice și regiunile agricole ale țării. Avem pagină de Facebook, Expert Agribusiness are pe pagină de Facebook, unde tot timpul postăm și tot timpul avem colegii de la suportul IT care relaționează cu fermierii și răspund prompt la solicitările dumnealor. Și vreau să spun acum, pentru că sunteți aici și este o dovadă extraordinară, că presa agricolă ne-a ajutat enorm de mult în acești 2 ani. Eu vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că ați făcut-o întotdeauna, ați făcut-o necondiționat. Cu mare drag. Și acesta a fost un mare ajutor pentru noi. Vom fi și anul acesta, sper, la cât mai multe evenimente. Îmi doresc foarte mult să trecem cât mai repede peste această perioadă. Cu toții ne cu dorim. Toții. Îmi doresc foarte mult să nu se ajungă ca și agricultura să fie un domeniu în care să se spună stop, mai ales în această perioadă în care fermierii trebuie să fie pe câmp. În niciun caz. Pentru toate Sperăm culturile. Să nu se întâmple așa, pentru că noi vom muri de foame. Noi trebuie să fim la lucru cu stația de condiționat pentru că fermierii vin să-și trateze sămânța. Noi trebuie să fim la lucru pentru că mai avem de trimis sămânță la fermieri prin mijloacele proprii și prin firmele de curierat. Și ar fi chiar un lucru extraordinar de rău ca și sămânța din România românească să nu ajungă la timp la fermieri.
Sperăm să nu se întâmple acest lucru. Eu vă mulțumesc și mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc încă o dată și vă suntem recunoscători pentru tot efortul pe care l-ați făcut în a promova și pe care îl faceți cu atât mai mult acum în a promova firmele mici românești, producătorii români care au suficiente resurse, suficiente idei, produse de calitate și cu siguranță nu cred că vom avea probleme cel puțin pe domeniul, pe sectorul alimentar. Doamne ajută! Doamne ajută!